Senatorul USR de Timiș, Raul Trifan, a depus un nou proiect de lege care să reglementeze acordarea vizei de flotant. Am depus în Parlamentul României un proiect de lege menit să elimine îngrădirea dreptului de vot rezultată din comasarea alegerilor decisă de PNL și PSD. Condiția de a avea reședința într-o localitate timp de cel puțin 6 luni va împiedica mulți tineri să-și exercite dreptul de vot. Ne plângem că pleacă tinerii din țară. Doar în 2022 au plecat definitiv din România 18.000 de tineri și cine-i poate învinui? Normal că pleacă. Tinerii din România nu sunt lăsați să-și decidă propria soartă în țara lor, transmite Raul Trifan. Mutarea alegerilor locale din septembrie în iunie va afecta semnificativ dreptul de vot al multor români. Tinerii vor fi cei mai afectați de această schimbare, fie că sunt la studii sau la muncă în alt oraș decât cel de domiciliu. Condiția de a avea reședință de mai mult de 6 luni în localitatea în care locuiesc va împiedica foarte mulți dintre aceștia să voteze. Sper ca parlamentarii PSD și PNL să fie de acord că este o modificare necesară și să o voteze, a mai precizat Raul Trifan.